În momentul de față, APIA Călăraș derulează mai multe campanii de informare a fermierilor privind depunerea cererii unice de plată. Campaniile vor fi derulate până pe data de 16 mai în centrele unice de plată din cadrul campaniei 2020. Mai multe informații despre activitatea instituției primim de la Florin Stoia, directorul executiv al Centrului Județean APIA Călăraș. Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Călăraș, informează că în perioada 2 martie 16 mai la centrul județean și centrele locale se vor depune cereri unice de plată pentru campania 2020. În perioada 12 februarie 16 mai 2020 se va desfășura o amplă campanie de informare a fermierilor privind depunerea cereri unice de plată în anul 2020 sub sloganul APIA din nou la drum, alături de fermierii români, depune cererea unică de plată în perioada 2 martie 15 mai 2020. Uh-huh. Unde vor fi depuse cererile acestea? Fermierii se vor prezenta la la centrul județean, fermierii care au suprafețe mai mari de 50 de hectare. Vor depune cererile unice de plată la centrul județean Călăraș, iar fermierii care dețin suprafețe mai mici sau egale de 50 de hectare vor depune cererile unice de plată la centrele locale ale județului, respectiv centrul local Călăraș, centrul local Ciocănești, centrul local Budești și centrul local Lehliu. Se vor face programări sau cum vor fi primiți? Fermierii vor primi invitații, li se vor stabili datele la care ei vor fi prezenți la sediile centrului județean și centrelor locale, pentru a se evita acea aglomerație, că știm, istoria citează cazuri, lumea se închisuie către finalul campaniei și atunci riscăm să ne blocăm. Uh-huh. Riscă ceva fermierul care nu respectă programarea? Adică poate fi reprogramat? Sigur. Un simplu telefon sau un mail își face reprogramare și nu e niciun fel de problemă. Am înțeles. Ce plăți se fac în momentul de față la APIA? În ceea ce privește stadiul plăților regulare, campania 2019, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, Centrul Județean Călăraș, informează că începând cu data de 2 decembrie 2019 și până în prezent, au fost autorizați pentru efectuarea plăților regulare aferente a unui decembrie 2019 un număr de 6.400 de fermieri din numărul total de fermieri eligibili la plata regulară, respectiv 6.458. Uh-huh. Fermieri care au declarat că utilizează suprafața de 376.946,64 hectare, dar au solicitat plăți pentru suprafața de 373.418,79 hectare. Suma totală autorizată în prezent este de 85.510.364 de euro pentru cei 6.400 de fermieri, de beneficiari, din care au fost efectuate plăți în sumă de 74.871.021,19 euro. Au existat și cereri neeligibile? Din totalul cererilor depuse în campania 2019, 12 cereri sunt neeligibile, fie având suprafețe mai mici de un hectar. Și aici este vorba de acei fermieri care au depus proiecte la AFIR. E o condiție ca să aibă punctajul, da? Da, punctajul la AFIR. Sau mai sunt cereri care nu sunt completate cu documentele cerute de legislația în vigoare, în speță adeverința. Adeverința este documentul unic care este solicitat fermierului pentru a depune la cerere și, bineînțeles, cei care mai au
și lucrează teren închiriat de la unitățile administrative teritoriale sau concesionat, sunt obligați să prezinte și contractele de închiriere, concesiune. Despre ajutorul de stat privind reducerea accizei la motorină, ce ne puteți spune? Da, vă pot spune că în perioada 1 aprilie 2019, 30 septembrie 2019, respectiv diferența trimestrului 2-2019 și trimestrul 3-2019, acesta se acordă în completare cu prevederile HG 1174/2014 și OMADR 1727/2015, precum și a formularii necesare aplicării schemei de ajutor. Pentru diferența aferentă trimestrului 2-2019, suma ce urmează a fi plătită este de 6.365.422 lei, reprezentând un procent de 47,33% din totalul sumei aferente trimestrului, pentru un număr de 645 de beneficiari. Pentru trimestrul 3-2019, suma ce va fi plătită este 22.765.337 lei pentru un număr de 723 de beneficiari și o cantitate de motorină de 12.007.665 litri. Pentru anul 2019, valoarea acestei accize cât a fost? Valoarea accizei este de 1,8959 lei pe litru. Și cantitatea de motorină pentru trimestrul 3? M-ați întrebat pentru 2019. Pentru 2019, da. Nu, păi pe 2019 da. Vorbeam. Da. Pentru acest an s-a modificat? Da, e 1,56. Am înțeles. Și cantitatea de motorină pentru trimestrul 3 din 2019? Cantitatea de motorină pentru trimestrul 3, care beneficiază de ajutorul de stat și sunt aprobate prin ordinul ministrului 33/2020, se regătesc prezentate așa cum vi le voi prezenta acum în sectorul vegetal. Cantități de motorină în litri 11.587.504,65. Valoare în lei a ajutorului este de 21.968.755. Pentru sectorul zootehnic 2.292.552,486. Valoare în lei 554.651. Sectorul îmbunătățirii funciare 127.607 litri, în valoare în lei 241.931, total 12.007.665 litri de motorină și în lei valoarea este de 22.765.337 lei.